o decizie radicală luată la nivel central în legătură cu situația din spitalele de la noi. Se vor opri intervențiile chirurgicale care nu sunt esențiale în acest moment. Colega noastră Larisa Popa ne dă toate informațiile. Larisa. A fost emis un nou ordin, astfel că începând de mâine, pentru o perioadă de 14 zile, se suspendă internările pentru intervenții chirurgicale și pentru alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspendă consultațiile programate și programabile în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private. În termen de 48 de ore va intra în vigoare acest ordin. Din acel moment însă se externează toți pacienții care nu reprezintă urgențe și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital, iar conducerile spitalelor pot decide cum reorganizează programul și cum reorganizează personalul pentru a fi la permanență și să introducă activități medicale în regim de ture și de gărzi fără afectarea salarizării personalului. Iată o nouă măsură luată, a fost emis acest ordin de către Marcel Vela tocmai pentru instituirea măsurilor necesare pentru a limita răspândirea infecției cu noul coronavirus. Bun, domnule doctor, ajutați-ne puțin să înțelegem de ce a venit acum ministrul cu această decizie. Vorbim de... Este o măsură foarte bună. După cum ați văzut și în zilele trecute, sunt cazuri de pacienți care s-au infectat în spital sau care au ajuns în spital fără a ști și la rândul lor au infectat personal medical sau alte persoane și de aceea trebuie limitat accesul în spital. Unde găsim bolnavi? Găsim în spitale, la camerele de gardă. Prezentarea în lipsa unei urgențe la camera de gardă a unui spital expune persoana respectivă la a fi infectată și ulterior a transmite și ea la rândul ei altor persoane virusul. Deci nu mai era și varianta de interpretare în sensul în care e nevoie, poate nu acum, dar în scurt timp, Doamne ferește, dar vă întreb, de mai mult spațiu în spitale pentru eventualele persoane infectate cu noul coronavirus? E posibil să ajungem și acolo. Este posibil să se ajungă și acolo, dar aceste măsuri în momentul ăsta sunt luate în principal pentru limitarea transmiterii virusului și pentru a scădea expunerea populației la o posibilă transmitere comunitară, care deja există, dar cu cât e mai lentă, cu atât sistemul de sănătate va putea să suporte mai mult cazurile respective și va putea să le ducă la sfârșit astfel încât pacienții să fie vindecați. Ați văzut ce e în Italia, asta, ceea ce e în Italia înseamnă un număr mare de cazuri pe o perioadă scurtă de timp. E clar că niciun sistem medical din lumea asta nu cred că poate să facă față la așa o abundență de cazuri. Și atunci trebuie să limităm ori în camerele de gardă ale spitalelor și în spitale în sine contactul și achiziționarea acestui virus poate să fie mult mai ușoară decât o faci în comunitate. Suntem oare în momentul în care, iată, deci avem 576 de infectați astăzi, cine știe câți or să fie mâine, să se teamă oamenii că ar putea, nu știu, și la un simplu drum la un supermarket să ia? Pentru că până acum păreau așa niște cazuri izolate undeva departe de viața asta cotidiană. Trebuie să se teamă și să-și ia măsurile pe care toți cei avizați de la Ministerul de Interne, de la Președinție, medici, toți au dat aceste sfaturi. Da, te duci, n-ai ce să faci, te duci, dar păstrezi distanța, te speli pe mâini, te duci dacă ai nevoie de ceva în mod obligatoriu, că acum să te duci să îți iei un pachet de țigări peste jumătate de oră, te mai duci îți iei o sticlă de apă peste 3 ore, te duci îți iei 2 mere, nu e în regulă.